Da, este vorba despre un caz care a fost semnalat la numărul unic de urgență 112 în cursul acestei dimineți și în care o persoană spun tocmai sau a spus că a ajuns în România în această noapte venind dintr-o zonă sensibilă din Italia. El a fost preluat de colegii de la Smurd și adus într-o zonă de carantină. Iar în această dimineață am dispus colegilor de la investigații criminale să facă verificări în acest caz. Motiv pentru care ei l-au întrebat pe cetățeanul respectiv pe la ce punct de frontieră a intrat. El a spus pe la ce punct de frontieră a intrat, moment în care colegii de la investigații criminale au contactat polițiștii de frontieră de la respectivul punct și au întrebat ce informații au despre acea persoană. Nu aveau nicio informație, deoarece polițiștii de frontieră întreabă pe fiecare cetățean care intră în țară din ce regiune vin. Conform normelor lor, ei le dau acele chestionare pentru completare celor care susțin că vin din Italia, respectiv din China. Neavând niciodată nicio informație despre acest cetățean din județul Sălaj, era clar că ei la intrarea în țară nu au declarat corect localitatea din care vin. Motiv pentru care astăzi s-a deschis un dosar penal exact pe articolul 352 alineatul 1, care privește zădărnicirea autorităților în ceea ce privește stăvilirea unor epidemii. Și vom merge mai departe cu astfel de dosare penale cu toate persoanele potriva cărora avem suspiciuni că nu au declarat corect la intrarea în țară localitatea sau locul de unde vin. Pentru că există sau poate exista o practică pentru a nu rămâne la vamă sau a nu rămâne în zona sau a nu rămâne carantinați în zona de intrare în țară, ei să declare că vin dintr-o altă zonă nepericuloasă. Și abia după ce ajung în județul de domiciliu, ei să declare în realitate zona din care au venit. Din întâmplare, acest caz este la noi în Sălaj, dar se poate întâmpla să fie la Vâlcea, la Tulcea. Vă dați seama că dacă el intră în țară pe la punctul de frontieră Petea și merge până la Tulcea acasă, a străbătut toată România. Și atunci... Că persoana asta e în carantină acum? Da. Nu. Nu aici. Este izolat. Deci venea dintr-una din zonele astea? Din Italia venea. Nu din cele 11. Deci nu, nu venea din zona de carantină, venea din afara zonei de carantină. Două regiuni. Din afara zonei de carantină și... 30 de ani. Din afara zonei de carantină și aceste persoane se izolează la domiciliu, conform practicii.